protejarea patrimoniului cultural și spiritual trebuie să devină o preocupare prioritară a noastră. Moștenirea religioasă este cea mai importantă legătură dintre trecutul și prezentul fiecărei societăți. Parohia din satul Iabloana Nouă își începe activitatea sa în luna august a anului 1872, odată cu edificarea Sfântului Locaș. Biserica cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril a fost construită din lemn prin jertfă ienuriașilor. Avea clopotnițe, era tencuită și văruită, dispunea de toate podoabele necesare pentru săvârșirea liturghiilor. Primul slujitor în această biserică a fost preotul Manoel Luțe, fiul de preot hirotonit în satul Glădeni la anul 1862 de către înalt preasfințitul Antonie, arhiepiscopul Chișinăului și numit paroh la biserică din satul Iabloana de către preasfințitul Pavel, episcop de Chișinău și Hotin. În anul 1872, satele Iabloana Nouă și Iabloana Veche aveau 130 de gospodării cu numărul de 979 de oameni. Din anul 1877 până în anul 1880, parohia era anexată bisericii din satul Limbenii Noi. În anul 1901, din râvna ienuriașilor și prin aportul lor nemijlocit, în parohia Iabloana începe ridicarea unei noi biserici cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, care funcționează și astăzi. Lemnul de construcție a fost transportat pe apele râului Prut din părțile Bucovinii. Așa cum nu aveau suficiente mijloace bănești pentru finisarea noii biserici, oamenii au hotărât să vândă lemnul de la biserica veche. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în primăvara anului 1906, pe data de 8 mai stil vechi, biserica a fost sfințită chiar în ziua prăznuirii hramului. Clopotul cel mare a fost cumpărat din orașul Odessa și dăruit bisericii de către ienuriașul Mihai Petelca, în vârstă de 71 de ani, împreună cu fiul său Nicolae, conducătorul grupului de inițiative pentru zidirea bisericii. La 12 noiembrie 1909, la biserica din satul Iabloana a venit la cererea sa preotul Ioan Baconski, fiul de cântăreț bisericesc. După 3 ani, el este numit ajutorul protopopului de Bălți. La 5 ani de la construcție, a fost efectuată în interior prima reparație. În informația pregătită de părintele Ioan la 1 ianuarie anului 1943, se spune: parohia Iabloana se anexează două sate mici, Niculeni și Sorocieni, sunt 4 școli începătoare, 2 biblioteci, școlară și parohiale, în care sunt 156 de cărți în limba română și 173 în limba rusă. Orele de religie sunt predate de preotul Ioan, 14 ore pe săptămână. Corul bisericesc, condus de dascul Alexandru Taban, e alcătuit din 30 de oameni, 14 adulți și 16 copii. Pe teritoriul parohiei mai locuia ortodoxi de rit vechi, o familie din 3 oameni. Alte confesiuni, baptiști, 18 familii cu 55 de persoane, evrei, 20 gospodării cu 86 oameni. Sfatul parohial era compus din 10 membri. Părintele Ioan a slujit în Iabloana 35 de ani până în 1939, apoi s-a călugărit și ulterior a trecut către Domnul la 2 decembrie anului 1941, aflându-se în mănăstirea Neamț, România. Despre slujirea adevărată a preotului Ioan Baconski Bisericii lui Hristos aflăm din mărturia preotului Leonid Antonovici, succesorul susnumitului. Citim în revista Misionarul numerele 4-5-6 din 1942, pagina 237, unde părintele Leonid descrie mărtirajul la care a fost supus de către bolșevici. Găsesc de cuviință să-mi aduc aminte cu recunoștință de regretatul părinte Ioan Baconski, care, fiind preot în Iabloana 35 de ani până în 1939, anul susirii mele, a știut să le inspire parohienilor frică de Dumnezeu până la lepădare de sine. Roadele sale s-au văzut a fi însuțite, mai ales în anul de asuprire și ispită de sub ocupația cea nedreaptă de un an a bolșevicilor.
Noul preot Leonid Antonovici, în vârstă de 30 de ani, originar din satul Sturzești, avea reședință la Belz. În anul 1945 era arestat. La 27 februarie 1946 a fost judecat și condamnat la 10 ani privațiune de libertate și deportat în orașul Picioara, Republica Komi. A decedat la vârstă de 38 de ani în închisoarea din Vorcuta. Slujba a fost preluată de preotul Alexandru Taban, fiind și el arestat ca și alți slujitori. Din cauza bolii, la mijlocul anilor 50, n-a mai putut sluji și a fost înlocuit de ieromonahul Cotilevici. Nu după mult timp, la parohie Iablon a fost numit preot părintele Mina Drăguțan, care la rândul său a fost înlocuit de preotul Andrei Cebotar. El sluji doar 3 luni, din noiembrie anului 60 până în ianuarie anului 61, când a fost închisă biserica în toiul prigoanei ateiste. În vara anului 77, când oamenii se aflau în câmp la lucru, biserica a fost predată Mișelește. Prin ușa pălămăriei au fost scoase odoarele bisericești cu o parte din iconostas și încărcate în 3 camioane. Fiind transportate în grabă spre satul Petrunea, acolo au și fost arse. Prin anii 80, inuriașii și profund religioși acționau pe toate căile posibile ca să redeschidă Sfântul Locaș, dar cererile lor rămâneau ignorate. În biserică au fost aduse exponatele muzeului sătesc, aflându-se aici până în anul 1988. În luna noiembrie același an, biserica din Iabloana și-a reluat activitatea sa pastoral-misionară. Prin dispoziția metropolitului Serapion, preotul Valeriu Zicu, unul din fiii regretatului protoierieu Ioan Zicu din satul Funduri Vechi, a fost numit paroh. La 1 ianuarie 1989, biserica a fost sfințită de un sobor de preoți în frunte cu protoierieu Gheorghe Țâmbăliuc, protopop de Belz. De la reluarea activității bisericești în diferite perioade, au fost efectuate mai multe reparații, acoperirea cu tablă de aluminiu, schimbarea temeliei și a primului rând de bârne, tencuiala totală pe dinăuntru, întărirea cupolei interioare prin 8 stâlpi cu arcuri. În anul 2001 s-a sfințit Sfânta Masă de către înalt preasfințitul Vladimir, metropolitul Chișinăului și al Moldovei. Ctitorul noului prestol este domnul Vladimir Tonciuc, originar din satul Iabloana, care a dăruit mai târziu și un clopot mic. Pe parcurs a fost schimbat primul iconostas, a mai fost adăugat un coridor. În anul 2005 s-a anexat o pălămărie nouă, mai încăpătoare, unde se săvârșesc și botezurile pe timp de iarnă. După reparație, biserica a fost resfințită de arhimandritul Marchel, în prezent episcop de Belz și Fălești. La 22 mai 2006, biserica cu hramul Sfântului Nicolae din satul Iabloana și-a sărbătorit jubileul de 100 de ani de la înființare. Actualmente, cu suportul inoriașilor, se face reparația capitală pe din afară, iar în spatele bisericii s-a construit o sală de mese pentru pomeniri.